Și pentru că ne apropiem de vacanță, haideți să citim împreună Cărticica cu Coni la plajă. De la editura Casa, din colecția prietena mea Coni. Coni este în vacanță la mare. Firește, Coni nu este singură, ci însoțită de tatăl și mama ei. Coni l-a luat cu ea și pe Fridolin, noul ei crocodil din plastic. Fridolin e uriaș și e de culoare verde aprins. Coni e bucuroasă pentru că astăzi, după micul dejun, vor merge la plajă. Până acolo, însă, drumul e lung. Trece pe lângă farul vopsit în alb și roșu, apoi urcă și coboară pe o potecă printre dunele de nisip. În cele din urmă, în fața lor, apare marea nesfârșită, verde-albăstruie. Acum e reflux, adică apa se retrage de la țărm. Peste câteva ore, nivelul apei va crește, atunci va fi flux, explică tatălui Coni. Apoi, mama și tata se așează la soare pe șezlongurile de pe plajă. Coni aleargă la apă. Ce multe sunt acolo de văzut! Pene de pescăruși, alge plutind pe apă și mai ales cochilii de melci. Nu trebuie decât să le duci la ureche și ți se va părea că auzi vuind toate oceanele din lume. Coni încearcă apa cu piciorul. Hihi, ce rece e! Lui Coni parcă-i vine să se întoarcă din drum. Dar apoi îl apucă bine pe Fridolin, închide ochii și se aruncă în valuri. Însă valurile o acoperă, o rostogolesc de colo până colo, în sus, în jos. Apoi, în următoarea clipă, o aruncă înapoi pe nisipul umed. Coni scuipă apa sărată și respirând greu, ar vrea să... Dar stai, unde este Fridolin? Coni se uită în jurul ei, cât vezi cu ochii nici urmă de crocodil. Însă departe, în larg, se întrezărește ceva de verde aprins în spuma valurilor. Dar numai pentru o clipă. Apoi, Fridolin dispare sub un alt val uriaș. Câțiva oameni vin în fugă la țărmul mării, iar un băiețel strigă. Un crocodil! Uite, acolo este un crocodil! Așa ceva e imposibil! Exclamă o femeie în costum de baie. Altcineva bombăne. Dacă sunt crocodil, îmi strâng imediat lucrurile, mă urc în mașină și plec acasă. Coni nu spune nimic. Ea îl vrea pe Fridolin înapoi, imediat. Din fericire își face apariția Salvamaru. Ce s-a întâmplat? Întreabă el. Coni îi explică dintr-o suflare. Fridolin al meu este acolo, iar dacă nu-l ajută nimeni să iasă afară, se va neca. A intrat în mare pentru prima dată. Liniștiți-vă, oameni buni, mă duc imediat, spune Salvamaru și plonjează în mare. Înoată pe sub apă, despică valurile cu brațele și îl apucă pe Fridolin de coadă. Doar că, din greșeală, îi scoate dopul, iar Fridolin zboară pe deasupra valurilor, ca un avion cu reacție, aterizând direct pe plajă. Ura! Strigă Coni. Plășc! Face Fridolin, căzând chiar lângă Coni pe nisip. Se aude aerul ieșind din el până când Fridolin nu mai e decât o bucată de plastic moale și turtit. Sper că nu s-a spart, se gândește Coni, pipăind în velișul verde. Dar uite-l pe tata care vine în grabă la ea. Ține în mână pompa cu care umflă salteaua de plajă. Și în scurt timp, bucata moale de plastic devine iarăși un Fridolin dolofan. Marea nu e bună pentru crocodil, spune Coni, strângându-l cu drag la piept pe Fridolin. Coni își ia lopățica și începe să sape o groapă mare în nisip. Are cam un metru lungime și jumătate de metru lățime. Apoi Coni umple groapa cu apă din mare, pe care o aduce cu găletușa. Iar Fridolin are acum un iaz adevărat, doar pentru el. Mulțumit, Fridolin stă acum la soare. Salvamarul are grijă ca nu cumva să vină un val care să-l aducă pe Fridolin iarăși în mare, iar Coni va merge pentru a doua oară să facă baie, însă, de data asta, ținându-se de mână cu tata.